În fine, n-am găsit ceea ce căutam. Am găsit lucruri pe care nu le căutam. Adică mă gândeam, de exemplu, acel Twain, volumul 3. Chiar m-am mirat să-l găsesc. Deși eu știam că volumul 3 l-am avut în casă, din opere, știi? Pus aici. De prin 58, cred că e, nu? Tradus. A fost Twain în 4 volume. Opere în 4 volume. Deci ceva extraordinar. Ce scrie aici? Ba chiar 5-6, uite aici. Nu-i 6 acolo. 6. Îți dai seama, ăsta a fost tradus? Da, bă, 6. Când ăsta a fost tradus, săracul Nicolae Labiș era încă viu, bă. Era în viață. Îți dai seama, dacă nu murea Nicolae Labiș, unde eram noi acum, cât ne-a întors înapoi chestia aia. Probabil că Nicolae Labiș o fi citit cărțulia asta. Este posibil. Sau primele două volume măcar. Ce să zic? Măi, Emi. Oricum, vreau să spun ceva, că acest videoclip vreau să-l intitulez Frumusețea lui Enescu. Și scriu titlul ca să-l țin minte la sfârșit, să-l scriu aici la videoclip. Să spun un lucru. De ce? Două lucruri, de fapt. Putem să... Este... Așa întâlnesc toți tinerii, mai tineri ca noi, posibil. Okay. Poate și noi, și noi suntem mai bătrâni. Scriu aici Frumusețea lui Enescu. Nu mai scriu George. Jules Jacques. Frumusețea lui... Hai să scriem și Jules Jacques. Jour, Jack. Tu ai văzut ce copil frumos era Enescu? Enescu. Cum să zic? Două lucruri, dacă țin minte. Hai să văd cum îi le amintesc. Uite că nu mai amintesc nimic. Ce vreau să spun? În fine, mi-a zburat. Vreau să spun că, cum să zic, mai beau niște apă, frate, că nu mai pot. Știi tu? Da. Vreau să-ți spun de Enescu. Parcă ziceam ceva de Labiș, nu? De Mark Twain. Da. Labiș și Mark Twain. Auzi ce vreau să spun. Să zicem. Păi gândește-te și tu. Noi să traducem pe Mark Twain în anii 50. 56. Asta e lucru mare, bă. Și probabil că domnul Labiș, tânărul Labiș, a citit prea mult pe Huck și pe Twain. Să vezi? Mai ales nuvelele astea. Mai răzvrătite. Nu? Omul care a corupt Hadleyburg-ul. Și acolo. Elefantul, cum îi zice? Furtul elefantului alb. Nu? Alte chestii. Prima mea, cum zice? Sunt multe pe acolo. Sau legenda medievală, povestire germană, la Sagenfeld din Germania. Trebuie. Sau mort sau viu. Sau... Hai la altă, cum îi zice, frate? Nu. Dar să lăsăm pe Mark Twain deoparte și pe la
Gabi și săracul, vreau să spun ceva. Nu numai că a fost înapoierea noastră. Vreau să spun ceva. Cum să zic? Moșule. E că mă dau mai departe de sursa de curent. E băgat cablu acolo. Ce vreau să spun? E că Enescu era muzician. Da? El era muzician, puteam. Și el era un om decent, știi? Cum ziceam, de oameni de altă dată. Care i-am cunoscut eu cel puțin. Deci, dacă mergeai la un concert Enescu, și asta ar trebui să auzim toți, în țara asta, cel puțin, dacă vom auzi, vom ajunge. Că Dumnezeu te poate face ca popor mare. Acum nu știu dacă ne va face mița ăla, ne va face cât China, dar nu asta e ideea. Poți fi o țară mică și un popor mare, nu ca Ungaria. Dar ce vreau să spun? E că, deci dacă te duceai la un concert cu Enescu, în America, unde se ținea, sau oriunde altundeva, este, cum să spun, nu te duceai să te îmbeți, nu te duceai să fumezi, să-ți faci de cap, chestii din astea. La un concert cu George Enescu, te duceai, să asculti muzică. Oamenii care ascultă pe Enescu, ascultă pe Enescu ca să asculte muzică. Oamenii care merg la festivalul George Enescu în fiecare an și dau o grămadă de bani, fiecare din alt punct de vedere, străini, muzicieni care vin, cum veneau la Cerbul de Aur, dar vin aici, să duc la București, stau pe unde pot și ei, merg în taxiul sau cum să duc, cu microbuzul, nu? Să duc la concert. Să cânte, să se uite, părinților, nu, imaginezi, toți ăștia care se duc, românii care pleacă din ce cartiere stau ei pe la marginea orașului, să duc, nu, să duc doamne, mame, nu, să duc mame singure la Ateneu sau unde s-or mai duce să asculte acolo ce să cântă. Că nu, de ce să duc? Ca să asculte muzică. Noi acum care vorbim, și cum se numește asta? Frumusețea lui Jules Jack Enescu. E ca Bonjour și Jack London. Noi vorbim despre Enescu. De ce? Pentru că vorbim despre muzică. Dacă vorbeam, de exemplu, despre astrofizică, probabil că vorbeam despre domnul Dumitru Prunari, care a fost singurul român în spațiu până acum. Deja de 40 de ani îi singur. Mai mult ce să zic. Asta este frumusețea lui Enescu. Înțelegi? Nu te duci la Enescu ca să fii grupi. Zic cum o fi fost. Nici măcar, uite, nici măcar la Paul McCartney. Trebuie să menționăm și pe el. El a fost un tip și a rămas pentru că el e singur în viață. Deși nici Ringo Starr nu era un băiat rău. Dar nici George Harrison a pus. Ăla, John Lennon, era băiat rău. Vreau să zic că păi la asta nu a avut noroc. Dar Paul McCartney a fost binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că el, efectiv, îl interesa muzica. Și în rest, uite și el, viața lui. S-o fi și însurat, viața lui. El, uite, de exemplu, a cumpărat contrabasul alb care a apărut în filmul cu Elvis. Când a cântat Elvis în film. Era acolo un contrabas alb, upright double bass. Și el l-a cumpărat și a cântat cu contrabasul ăla odată la un concert undeva. Vă imaginați, aici este contrabasul și puțin mai în față marele Elvis Presley, maestru nostru, nu? Ca să nu mai spun că eu am fost uimit într-un fel după ce am venit din cultura rock, sau cum să-i spunem, în biserică, nu? La baptiști.
ascultând prin grupul El Roy, care niște români care cântă gospel. Și efectiv am mers cu mașina cu frați pocăiți și cu Tavi, care e un băiat sclipitor, totdeauna probabil că am gândit așa. Și avea acolo o mașină, avea Elvis Presley, muzica religioasă, cumpărat de el pe bani, la CD-ul acolo. No, deci cumva am fost uimit, nu? Pentru că toți spuneau că ăla e, că rockerii sataniști. Uite că Elvis nu a fost satanist. El a fost, ca să revenim la Ortberg, un om care a fost depășit de nivelul lui financiar, dacă l-a ajuns. În rest, nu știu. Vreau să zic că muzica aia chiar e autentică, religioasă. Era un om credincios. Dar simplu om, nu? Putem spune că și Eminescu a avut propriile lui limite. La Eminescu limitele nu au fost financiare, cât la nivelul românesc. El era să fie România, să fie acum. Bun, deci asta este frumusețea. Apoi, ce înseamnă frumusețea lui Jim Morrison sau alții asemenea? Ăia nu că sunt păcătoși. Ăia, asta e formatul lor, pentru că ei sunt răzvătiți. Împotriva statului, împotriva armatei, fie și americane, împotriva religiei, împotriva tot. Și atunci îi fac exact contrariu. Și... deci nu în sensul că sunt niște păcătoși, nici ei. Dacă, de exemplu, era contemporan cu Ionescu, era pe Ionescu, sunt convins că și Jim Morrison ar fi fost un poet serios. Ar fi avut, și să zicem că nu era credincios, dar ar fi avut, domnule, stai puțin, eu am învățat de la Ionescu, ca Ehudi Menuhin. Deci, muzica înseamnă mult mai mult decât o simplă răzvrătire adolescentină, fie și de geniu. Asta este frumusețea lui Ionescu. Iar eu, dragul meu, Emi, asta probabil o ai și tu, am și eu. Și sunt mulți oameni în România care o au. Probabil că sunt mulți oameni și nu numai de generația noastră sau dinainte de noi, mai ales. Dar sunt și mulți oameni tineri sau foarte tineri, copii, putem spune, care au această demnitate. Știi? Și eu sunt care o au. Uite, de exemplu, familia, nu numai familia Cistelecan, ci și familia mamei lor. Ți-am spus că ei sunt mama lui Cistă s-a născut prin 34, cam așa. A avut o soră geamănă, dacă înțeleg eu bine, și m-a fost multe surori. S-a venit de la București, am zis, cum era atunci, nu știu, în timpul războiului, sau când a fi venit, probabil înainte de comuniști. Sau după comuniști, bine. Fetele aveau vreo 9 ani, nu, sucotește tu. Și au venit domn mari, nu? Oameni de muzică, mă. Director de operă sau trimiși, nu? De la opera, de oricum, de la București, din, nu știu, de la unde au fost ei, oricum au zis că a venit de la opera, deci oameni care se ocupau de opera română, dacă înțelegi ce zic, opera națională română. Și nu, ei mergeau prin toate satele țării și cercetau copiii, cum cântă, câtă ureche au, ce simt muzical. Iar mama lui Ciste cânta foarte frumos și Ciste cântă foarte. Și Ciste a refuzat să se facă muzician, pentru că Ciste, dacă se făcea muzician, se ocupa de bani. Adică se trăia din muzică. Nu trebuia să se chinuie cu instalații, cu șoferit, cu vai de capul lui. Apoi, ce vreau să zic? Dar el a refuzat, pentru că a zis că muzica nu se poate face pe bani. Și poate că are dreptate. Dar, nu știu cum să zic, Biblia zice și să nu legi gura debitului care trăieră, nu? De exemplu, dacă îți faci un cont, nu știu mai mult, nu mă duce capul de... Nu, dacă ai adeverință medicală, poți să faci orice, dar zic, e destul să îți faci un cont pe internet, unde poate să facă Sara, nu? Îți faci un cont și când, faci tu ceva acolo. Deci, vreau să zic că din ceea ce cânti, cum să zic, îți vor veni bani odată, dacă îi de calitate ceea ce faci. Ei fac de calitate. Apoi ce vreau să mai spun? Și au vrut să ia fetele pe sora Ileana și pe sora ei. Probabil că încă pe o soră, nu mai știu. Și au zis la mama lor, m-a venit la bunica lui Ciste. Au zis, nană, doamnă, țăranco,
Vrem să-ți dăm fetele să le ducem la operă, le facem cântărețe de operă. Și mama lui sora Ileana a zis, nu, nu vi le dau. Și păi de ce, doamnă, vei să stea aici la țară, să se chinuie la munca câmpului, când ele cântă așa frumos? Zice, nu, că nu vi le dau, că eu știu ce viață au cântărețele de operă. Uite, asta zic eu, acum nu mai trebuie să te duci la operă dacă vrei să faci, zice, un bănuț din muzică. Stai la tine acasă și cânti, frate, ce vrei tu. Dar cumva la ciste e o problemă, de asta ziceam de Sara. La ciste este, și sunt și alte arte, ciste are o problemă, nu că nu poate cânta. El cântă orice. Dar zic, are o problemă de... estetică proprie, știi? El cântă Domnului. Și... adevărul e că nu a fost prea apreciat. Adică el a fost lăsat să cânte Domnului și a fost muritor de foame. Zeci de ani. Cu familie grea și cu probleme. Nu, îmi cer scuze că m-am luat la discuție acum, dar oricum, cred că trebuia clarificate lucrurile astea. Apoi ce vreau să spun? Frumusețea lui Enescu. Frumusețea lui Enescu nu este o frumusețe rece. Frumusețea lui Enescu este o frumusețe decentă, știi? Adică oamenii normali, când se duc undeva, vor să meargă într-o lume decentă. Și un lucru care probabil și asta, deci un lucru care vreau să-l spun, dacă te uiți la filmul documentar George Enescu în amintire în arhivele diplomatice, documentar nou, probabil de prin 23 decembrie 2021, dacă de atunci o fi, e postat pe 3 ianuarie 22. Ideea e că omul ăsta, cum să zic, deci Enescu are acea decență, cumva de altă dată, știi, oamenilor normali. Ba, chiar de Enescu poți să spui că era chiar creștin, nu? Deci nu te... îți imaginezi, nu, te duci la biserică, te duci la ortodox, nu? E concert de pricezni. Și ce faci acolo? Sau, uite, te duci să asculti un jazz undeva. Chiar și jazz creștin. Chiar gândeam ieri. Dacă s-ar insista mult pe jazz creștin, chiar jazz ortodox, nu? De ce nu? Sau creștin, nu? Ar fi foarte interesant, pentru că muzica jazz este de calitate. Liberă, nu? Nu, asta vreau să spun că este acea decență, știi, vrei să te duci undeva sau îți cumperi o casetă, nu ca să-ți spună ultimele noutăți, știi, ci ceva ce contează, ceva ce rămâne, știi, ceva ce te hrănește, nu ai nevoie să vezi cum se îmbracă acum, ce faci acum, cu cine e acum, ce... nu, ceva ce îți pune sufletul. Asta e ceva foarte profund și asta e Enescu. Și nu numai Enescu, a fost o grămadă la noi așa. Dar apoi a venit moda asta pop, pentru că probabil în America și în Occident erau multe probleme de astea sociale, adică veniseră minoritari, negri sau de care fi fost, și atunci și erau toate popoarele în America, care s-au făcut Uniunea Europeană după Războiul Mondial, și oamenii trebuiau să se iubească. Să nu se mai puște, să nu mai nu știu ce. Și atunci au apărut chestiile astea, că cu cine îi Liz Taylor, cu cine îi Mariah Carey, cu cine nu știu care, ce face nu știu care, cu cine nu știu cum. Și au ajuns totul de nimic. Încât oameni ca și Cinste, care îi, cum să zic, frate, muzician adevărat, nu, cum tu ești istoric, profesor, cum eu, să zicem, scriitor sau ce fi, el e muzician, e cu muzică. No, și oameni ca ăștia efectiv s-au dezamăgit, deci au ajuns și chiar mă gândeam de când eram prieten cu el toată ziua, deci la Catara mă ziceam, mă gândeam, bă, băiatul ăsta, deci el fiind un muzician așa bun, a ajuns că nici mai face muzică, adică nu că nu face, face, dar nu la nivelul lui Enescu, știi, nu să stai toată ziua să cânti, el stătea toată ziua și dădea la demolări, la betoane și... efectiv, să mergi să cânti, știi?
Asta e chestia. Ceea ce e foarte tragic. Nu, pentru, nu numai pentru el, și pentru noi. Știi că în locul lui se duce altul la roton. Știi? Care e o grămadă fără chemare. Nu? Cum ar fi să mă apuc eu să cânt? Că doar e ușor. Am învățat de la cinste. Și eu să... Nu. Asta, eu aici vorbesc despre vocație. Și vocația nu încertează că uite, nu mai ascultă media oamenilor muzică clasică așa de mult. Se nasc oameni cu simț muzical. Dar din păcate nu au fost încurajați. Deci, cinstea a fost încurajat, probabil, am văzut niște înregistrări, în anii 80. Există o înregistrare făcută de biserică, când lucra la Biserica Nouă, și cinstea e acolo. Pe tine nu te-am văzut, dar cinstea e acolo. În 89 sau când a fi făcut. Un copil mic. Eu știu de când eram mic. Băiat foarte... Nu. Dar după aceea, efectiv, au apărut magazinele private, buticurile, afacerile, chestiile și cinste nu mai însemnat, să zicem, mare lucru pentru oameni. Înțelegi? Sau mama lui, care trăia cu 2,5 milioane pe lună. De te întrebi cum trăia. Și eu nu vreau acum să mă bat cu cărămida, cu Biblia în piept. Zic că eu simțeam nevoia, știi, să le dau, adică să-i dau, nu? La bătrână. Știu că ne-am cumpărat odată 3 sufletașe de mici. Și de la italian, nu știu. Vreau că mă bag până la sora Ileana, până la cinste, să văd ce mai fac și ăștia. Și aveam nou ceva cumpărături. Și le-am dat și lor, știi? Deci, și chiar mă întrebam, știu, uneori, bă, dar de ce le dau? De ce dau la soră? Era ceva de la Dumnezeu, știi? Ca și când Dumnezeu îmi spunea, fără vorbe, că bă, dă-i la femeia asta că ăștia mor aici de foame. Înțelegi? Și ei nu spuneau, știi, că mor de foame. Și dacă aveau mâncare, îmi dădeau și mie. Deci era foarte interesantă toată treaba asta. Nu, acum spun chestiile astea pentru că sora a murit și mă gândesc și eu cât o mai trăi și eu și după poate rămân cu chestiile astea nespuse. Nu, deci asta este cumva frumusețea muzicii. Înțelegi? Enescu este un accesibil inaccesibil. Înțelegi tu? Enescu.